Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din House Flipper, seria cu castelul abonaților. Oameni buni, haideți ca la fiecare început de episod să găsim toate animăluțele și să le salutăm. Unde sunteți? Animăluțelor? Mai aveți mâncare? Bă, nu mai au apă, fratele meu, trebuie să avem grijă, oameni buni. Incredibil, litiera oare este curată? Stai să vedem. Oare am curățat-o? A zis că s-a pus pe ei ca să o curăț. Cred că am curățat-o. Așa este. Pis, pis! Salut! Nu fugi! Nu fugi! Nu fugi! Nu fugi! Nu fugi! Nu fugi! Vreau să te îmbrățișez. Vreau să te pup. Unde ești? Stai să te iau în braț. Ai fost cu minte? Cât de cu minte ai fost? Ia spune-mi. Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai mâncat? Ce mi-ai visat? Le spui la Cocolic și salut. Cocoliștilor, salut! Și apăsați butonul de Cocolic dacă vreți să mă mai vedeți, că eu sunt o super cute pisicuță. Hai să mă pună mame aici. Oare pot să o pun acolo? Nu, nu pot să pun acolo. Pun pe jos. Și haideți să-i dăm și ei o mângâială bună. Ce ziceți? Hai să o mângâiem. Așa. Că ai fost cu minte. Da. Ține, joacă-te cu șoricelul. Căști. Joacă-te. Joacă-te cu șoricelul. Ia uitați ce se joacă. Vai, ce drăguță. Așa, așa, așa. Așa. Scade burtica. Ce drăguță, așa este cocoleșilor. Hai să vedem unde sunt și celelalte animăluțe. Cuciu, 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 cuciu. Unde sunteți, măi? Wow, deci nu pot să nu admir această expoziție superbă a cocoleșilor. Deci este superb, oameni buni. Și eu între timp am mai găsit aici niște culori pe care le-am pus aici, vedeți, niște creioane și dintre astea drăguțe. Aici am mai pus și la Carolina niște acoarele și niște mașinuțe, niște jucării, ca să aibă și ea. Înțelegeți voi cum stă treaba? Hai să vedem unde sunt restul. Ia uite-l! Salut, Rajeș! Salut! Cocolicșii au spus că să facem aici sala de mese și eu le ascult pe Cocolicși. Hai să te mângă, ai fost cu minte? Să apese butonul de Cocolai, Cocolicșii. Câte like-uri vrei să adunăm? Ia spune! Multe, miau, miau. Așadar, apăsați butonul de Cocolike. Hai să dăm un treat, dar cred că pisicuța asta nu prea mănâncă treat-uri, din câte țin eu minte. Nu, nu mănâncă treat-uri, dar am putea să îi dăm și ei să se joace cu șoricelul. Ține, joacă-te cu șoricelul. Așa. Avem un șoricel pe la bucătărie. Asta nu sună bine, oameni buni. Dar bine că nu este un adevărat. Este aici multă, multă mizerie. Haideți să o curățăm așa puțin. Cred că cu mâna. Este, văd. Așa, ia uite, curățăm mizeria cu mâna. Vindem și asta, gata, luăm de pe jos. Farfurii sparte și murdare. Aici înăuntru este curat, nu-i nimic, din câte văd eu. Uite așa, chestia este că dăm puțin cu mătura. Uite așa, cu mopul ăsta magic. Dăm aici așa peste tot ca să curățăm. Dar în episodul de astăzi, pentru că m-ați rugat, vreau să facem sala de mese. Și după aia o să facem și bucătăria. Salut, bunita! Salut! Mai este ceva mizerie pe aici? Că eu nu prea o văd. Stai să văd. Cred că este curat. Așa este, oameni buni. Este curat? Hai să aprindem puțin lumina. Gata, am aprins-o. A, ba nu, mai este pe aici, pe jos o farfurie. Păi cum se poate așa ceva? Stați să o luăm. Așa, nu cumva să fie cioburi pentru animăluțe. Salut, bunita, ai fost cu minte? Stai să te îmbrățișești pe tine, să te mângâi. Așa, 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 ți-e cute-i. Ține un treat, că știu că tu-l mănânci. Așa, bă, ce repede l-am fulecat, frate. Hai să las ușile deschise pentru că să aibă loc toate pisicuțele astea. Mamă, deci ce sală de mese aici, zici că e de la Harry Potter, fraților. Voi vedeți? Uite, acolo este și ceva mizerie. Va trebui să aprindem aici o lumină. Și am aprins toate luminițele de pe aici. Ia uite ce caută toate tablourile astea, că va trebui să facem aici frumos, să fie cu tablouri cu cocolicși. Așa-i? Ia să vedem aici. Uite, deci facem curățenie, că nu știu ce s-a întâmplat pe la geamurile astea, dar va trebui să avem frumos înainte să facem. Oh, și aici o să facem așa o ușă. Dar mă gândesc, poate o facem la mijloc, nu acolo, într-o parte. Ce ziceți? Să mai schimbăm pe aici puțin layout-ul. Așa, îl dăm și pe Vlad pe ăsta jos. Că n-are ce să caute aici. E adevărat? Ok. Aici e o pictură de Albert Dürer, dacă mai țin bine minte, când făceam istorie arte. Îmi plăcea foarte mult. Țin minte că se cheamă Somnul rațiunii naște monștri. Ia verificați puțin pe Google să-mi ziceți dacă-s deșteaptă. Că așa țin eu minte.
Da? Ok. Salut, pisicuțelor! Bă, dar aș face bine să fac puțin repede așa ordine pe cea, că sunt foarte multe cioburi pe jos și n-aș vrea să calce Rajesh aici. Stați, nu plecați, că vând eu cioburile astea. Gata, le-am vândut. Și asta luăm de aici și îl punem aici și după aia îl vindem, că n-avem ce să facem cu el. Chestia este că va trebui să facem cumva să fie mult, mult, mult mai lumină. Vreau să vând toate astea, pentru că nu sunt chiar așa de faine, și să punem ceva mai modern în schimb. Așa este? Ia să vedem. Ce putem noi să punem aici ca să fie foarte luminos? Să vedem, să vedem la wall lamps. Ok. Astea îmi plac mie. Dar stai să vedem. Ce credeți voi că ar da foarte multă lumină? Hm? Astea sunt toate depus pe perete, ceea ce arată foarte bine, dar vreau să fie și ceva care dă foarte multă lumină și să fie și modern, și copilăros, și colorat, poate în același timp. Am cam multe pretenții, așa este? Dar aș vrea, sincer, să facem foarte frumos pentru voi, cocolecșilor. Dar până una alta eu am de gând să o pun pe asta. Oh, putem să punem și colorate, ia uitați. Pe alb. Uite așa, cu auriu. Și să fie pe toate culorile astea, ce ziceți? Ia, uite, aici putem să punem una. Dă destulă lumină. Haide că parcă dă. După aceea punem aici verdele astea și în funcție de cum punem geamurile, le vindem. Adică le mutăm și le repunem. Putem să punem și mauve. Uite așa. Să fie și pentru băieți și pentru fete. Și punem și oranj. Uite așa, punem aici un oranj. Deci eu vreau să vă fac să se înțeleagă că este castelul unor copii și că e colorat. Hai să punem și albastru. Uite așa. Gata, deja a început să se lumineze. Ia uite ce fericit este toată lumea aici. Vreau să vând, oameni buni, masa cu tot ce ține de ea, pentru că vreau să vă pun ceva masă mult mai faină, dacă găsim, și mai modern așa. Vai, ce cuminți sunteți voi aici, cum ați venit să mă ajutați. Și vreau să schimbăm și parchetul ăsta, că e prea negru, știți? Și vreau să facem deschis, să fie cât mai deschis ca în restul casei. Dar vreau să votați, să-mi spuneți ce culoare să văruim aici. Să văruim cu alb sau să văruim altfel? Vreau să vând și vazele astea, pentru că cu siguranță putem să punem ceva mult mai frumos. Și mineul ăsta este drăguț, dar s-ar putea să punem unul mai modern. Dar până una alta las, pentru că face aici atmosferă. Hai să mai curățăm puțin la geamuri. Și oricum, cred că aș vrea să vând geamurile și să pun niște geamuri albe. Așa este, oameni buni. Hai să-l vinde și pe Vlad Țepeș ăsta. Gata. Așa, va trebui să facem și altfel de uși. Ați spus că vreți să punem uși dintre astea pentru animăluțe. Ia ziceți-mi în comentarii, așa este? Avem aici niște plante pe care cineva nu le-a udat, măi. Așa. Haideți să ne ducem la parchet, la floors, așa, aici, și să punem același parchet pe care l-am pus în toată casa, pentru că e frumos și să se potrivească, și doar la bucătărie o să punem gresie. Aici vă pun parchet pentru că este elegant și frumos. Ia, uite. Așa. Trebuie să mai punem undeva vreo bucățică? Nu? Așa, și acum putem să vedem și pe Bonita mult mai bine. Salut, măi frumoasă, măi! Hai să te mai mângâi puțin. Așa. Așa, du-te încolo. Ce-mi place mie la animăluțele astea, că mă urmăresc cu unde m-aș duce. Ok, deocamdată nu vă ruiesc. Vreau să-mi ziceți voi să vorim în alb. Cred că ar da foarte bine dacă am vorui în alb. Ia, stai să văd. Totuși, hai să începem să vorim puțin. Dar să vedem aici ce sunt chestiile astea. Am putea să facem ceva inedit. Ia uitați. Avem așa, astea, și am putea să facem gen un curcubeu din ele. Ce spuneți? Dar n-avem și roșu sau oranj sau ceva. Ha? Avem? Nu. Deci ne uităm așa puțin cam la ce avem noi și ce am putea să punem aici. Aveți vreo idee? Credeți că ar merge chestiile astea pentru sala de mese? Trebuie wall panels aici. Sau wall molding? Nu? Floor moldings? Ia să vedem unde ne ducem. La wallpapers. Ok. Din câte văd eu, am putea să facem un perete șmecheruț. Știți? Dar cred că las asta la sfârșit și în funcție de ce mobilă punem și tot așa o să văruim. Deci votați voi, bine?
Hai să mergem puțin la furniture, la table. Unde ești? Kitchen, dining room, aici așa, la tables. Și să vedem ceva masă mare și șmecheroasă. Uite, asta e masa lui Granny, cu tot cu mușama. Uite cât e mușama. Aveți aici o grămadă de feluri de mușama, doamne. Ok, dar vreau să vă pun ceva mult mai modern. Dacă există ceva pe aici, ia, să vedem noi ce masă șmecheră, bengoasă, putem să avem. Asta este cam frumoasă și cam de castel. Ia uitați. Este cam de castel, dar hai să vedem cât de mare. Și putem să punem două. Ia uite, eu aș zice să punem tot două. Așa este? Sau să facem așa vreo două mese dintre astea, așa? Sau una lungă mai degrabă, nu? Ia să vedem. Uite așa, punem două în continuare. Uite așa. Și avem aici spațiu. Dar știți că n-aș vrea cineva să stea cu spatele la șemine, o să-i fie prea cald. Punem aici. Și aici. Facem un fel de sală de nuntă. Ia uitați. E bine? Cred că trebuie mai pe mijloc. Nu, în partea asta este bine, pentru că în partea asta altă aș vrea poate să pun ceva, niște fotolii sau ceva. Acum hai să vedem și niște scaune care se asortează cu masa și să vă fie comode. Și poate avem noroc să punem și ceva așa mai colorat, că știți că mie îmi place să fie colorat. Astea sunt drăguțe. Ia uitați, avem aici o grămadă de culori. Vedeți? Și putem să le punem... Ia uite, eu zic că sunt faine. Și vă ține și bine spatele. Deja parcă văd niște cocoliși că stau aici. Există altul mai fain? Ia să vedem, credeți că este alt scaun mai fain decât ăla? Sincer, mie nu mi se pare. Adică toate sunt frumoase, dar parcă ăla este așa mai de tineret. Știți ce zic? Hai să-l punem. Ia uite. Punem și pe albastru și verde. Și ce culori mai găsim pe aici? Hai să vedem. Deci câte scaune punem aici? 1, 2. Hai ca să nu ne înghesuim, știți? Să fim așa mai relaxați. Uite așa. Dar stați totuși să le lipim de masă ca să avem ceva spațiu. Așa. Deci un scaun. Două scaune. Așa, Bonita, îți place? Unul verde sună bine. O, dar stați că am pus altfel de picioare, trebuie picioarele să fie albe. Uite așa, unul verde. Chestia este că cineva stă aici la mijloc. Cine se sacrifică să stea la mijloc? Acolo unde se îmbină masa, hă? Ia să vedem, deci punem ăsta pe albastru cu picioarele albe. Uite așa. Deși un albastru ar merge aici după verde mai degrabă. Și în partea alta, ia să vedem ce culori mai avem. Uite, mai avem și aici galben. Galbenul ăsta e foarte frumos. Și eu zic să-l pun aici. Ia uitați. Deja parcă prinde viață totul, vedeți? Și sus, Ben, tu ești sus! Ben! Oh, el a rămas acolo. După cum vedeți, v-am schimbat puțin pianul. Pentru că imediat după ce am terminat video-ul de data trecută, am mai găsit... ce scaun roz fain! Am mai găsit o pianină, ceva, o orgă. Și am pus-o în loc de pian, că mi se părea mai modernă. Ok, ia uitați ce drăguți. Și haideți să punem și partea cealaltă. Tot așa niște scaune. Picioarele albe, ok. Dar să facem în ordine diferită, știți? Invers, în oglindă. Un fel de simetrie în pălărie. Și acum ăsta roz îl punem ultimul. Așa, în partea asta, față în față. Bonita! Ce-am de gând că eu cred că tu stai aici ca să primești ceva de mâncare și șmechero. Stați că aici mai avem niște culori. Oh, putem să punem și verdele ăsta. Că avem altfel de verde acolo. Stai, aici trebuie să punem un albastru. Punem verdele ăsta, uite aici. Așa. Și altfel de albastru să punem aici. Uite așa. Mamă, dar ce drăguț e castelul ăsta. Mă, Bonita, nu pot să pun din cauza ta. Miscă fundulețul tău, nu vrei să-l miști. Atunci va trebui să punem așa. Facem un compromis, o lăsăm pe Bonita să stea liniștită și noi punem pe unde apucăm. Bonita, mai am de gând să mai pun un scaun, mă lași? Pastel roz. Hai să punem ăsta, coffee. E drăguț? Haide. Bonito, dă-te. Hai că-l pun deocamdată aici și când o să se dea, o să se dea. Trebuie să punem ceva și în capul mesei. Stai, cred că s-a dat, la o parte. Bonita, ce fată de treabă ești. Așa, s-a dat la o parte ea. Uite așa, perfect. L-am pus bine? Cred că l-am pus bine. Uite așa.
Da? Ok, vă rog să-mi ziceți dacă ceva n-am pus bine, bine? Ok. Arată bine? Ia uitați, câți cocolic și intră aici, așa este că am avut idee super bună să facem la castel. Cred că pe margine, nu știu dacă să pun vreo unul. Ia, oare dă bine să punem și pe margine? Cine stă în capul mesei? Hai că dă bine și pe margine. Uite așa. Și aici hai să mai punem unul. Ce culoare să mai punem unul? Ia să vedem ăsta, dark red. Roșu închis. Îl punem, uite aici. Așa. Wow! Doamne, ce bine arată totul! Doamne, dar ce înaltă este toată sala asta! Haideți să vindem puțin astea și să punem tot dintre alea colorate, că ați văzut că acum se asortează cu tot ce am pus eu pe masă. Unde sunteți luminilor? Lights? Standing? Nu? Wall lamps, dintre asta. Hai să vedem ce culoare! Alb și punem tot așa pe verde cu auriu. Ia uite, punem aici una. Mulțumesc! Ce culoare să mai punem? Punem una albastră. Așa, o punem aici. Stai. Așa. Deja ce arată foarte bine. Și una roz. O punem, uite, aici. O, și cred că mai am loc de una, nu? Cred că e ok atât. Ia uitați! Ce romantic! Măi, să știți că am văzut o chestie ce mi-ar fi plăcut să o pun. Stai să vedem. Dar nu știu exact unde o găsesc. Era ceva cu niște lalele care cădeau așa în sus, foarte fain. Ceva suspendat. Dai să scriu tulip. Uite, ăsta! Ce isteață sunt că am scris. Stai să vedem dacă putem să-l punem. Uite, vedeți? Asta se pun în deasupra mesei. Și astea stau în aer, așa, nebunie totală. Deci, cred că nici măcar nu mă lasă să le pun în altă parte. Ba da, mă lasă. Chestia este că eu vreau să le pun fix deasupra mesei. Ia uitați ce drăguț! Și hai să facem așa un rând de mai mult, știți? Ca și cum ați mers la un eveniment șmecher. Ia uite-te. Stați să le organizăm bine. Așa și încă una. Încă una, uite aici, în continuare. Ia uite-te. Parcă ai primăvară în suflet! Așa este! Hai să mai punem încă una. Să avem sufletul plin de flori. Ce frumos fac eu aici la castel pentru voi, cocolicilor. Ia uitați! Doamne, ce drăguț! Îți place bunita? Și când mâncați, aveți lalele romantice. Ia uite. Oh, stai că ultima n-am pus-o perfect simetrică. Trebuie să o punem puțin mai în față, cu o secundă, cu o idee. Așa, o idee. Te rog. Așa. Au căzut toate pe masă, frate! Chestia este că nu mi-am făcut încă treaba bine, dar vă promit eu că nu o să cadă, că am să angajez pe cineva profesionist. Uite așa, chestia este că am vrut eu să le suprapun, cred, și de aia au căzut, dar vă garantez eu că facem treabă bună aici, bine? Le-am pus bine? Gata, yay! Și acum le luăm și pe astea alte. Bă, mă, dar ce superbe sunt, v-ați văzut cât de mult a evoluat jocul ăsta, adică la început, când aveam noi cocoșcioaba. Cred că în prim episod, nu știu dacă avea mare lucru. Ia uitați! Este superbă treaba! Wow, bonita, îți place? Uite ce-ți place, măi! Numai să nu te urci pe scaune, bine și pe mese. Va trebui, cred că, să mai poziționăm așa puțin scaunelele astea. Dar o să mă mai joc eu. Și le mai fac eu să fie cât de cât perfecte. Hai că cred că e aproape bine. Așa. Ia uitați ce drăguț este sala. Și să vedeți, o voruim toată în alb. Și mă gândesc poate peretele ăsta să-l facem ceva cu... Ia să vedem. Ia uite, ne ducem puțin aici la wallpapers. Și să-mi spuneți. Eu zic că s-ar potrivi ăsta. Cred. Ba nu, cred că merge ceva alb. Hai să vedem. Da, cred că ar merge un... Să voruim în alb, pur și simplu. Ca să iasă în evidență mobilierul, știți? Da. Ok. Am pus masa, am pus lumini, avem un șemineu, dar haideți să găsim, poate avem un șemineu mai modern. Ia să scriem aici fireplace. Așa. Ăsta mi se pare, ăsta cred că mi se pare mai fain, dar stați să vedem.
Să vedem, să vedem, să vedem. Trebuie să fie și mare și șmecheros. Și ăsta e frumos, oameni buni. Cu piatră, cu chestii. Și aici ăsta să fie cu metalul alb. Nu, cu metalul auriu. Așa, și polița să fie... Polițele să fie albe. White wool, așa. Ia să vedem, se potrivește ăsta? A, dar stați că ăsta e de pe colț. Și noi nu avem aici colț, măi. Ăsta? Ia să vedem. Credeți că e mai bun ăsta? Duce până sus. Are o poliță, dar cred că este mai frumos acesta. Numai că s-ar putea să găsim fix acesta, doar că pe altă culoare? Sau ăsta? Ăsta este mai bengos. Ia să vedem. Vreau să caut aici ceva cât mai bun pentru voi și să fie și modern. Și în interior cu... În interior să nu fie cu cărămidă dintre aia, să fie așa. Ia uitați. Roz, gold. Wow! Să vedem ăsta mare. Cât de mare este? Este mult mai mare decât acela. Da, cred că este mult mai mare. Cred că va trebui unul mediu. Ăsta. Oh, ce superb este! Bonita, îți place? Oh, îi place și lui Rajesh! Oh, ok, bă, da, dar se poate, da, da, ok. Haideți să-l vindem pe acesta, pentru că este cam învechit. Și să-l punem pe ăsta. Ia, uiteți ce modern este. Ce bine arată. Ok, super tare în parcare. Asta aș vrea să o iau și să o pun, uite, aici. Ok. Oh, ce bine. Și acum o să-l iau pe Albert Dürer de aici, o să-l vând. Deși să-l vinzi, să vinzi un Dürer. Hai să-l luăm de aici și să-l punem în altă parte, pentru că asta este o replică, nu chiar Dürer. Poftim, stai aici. Fă-i nani acolo. Așa. Și aici pe șemineu ăsta ar trebui să punem ceva modern și ceva frumos. Dar ia uitați cât de frumos arată, oameni buni. Aici în partea asta cred că aș vrea să vă pun ceva, o canapeluță. Știți? Ia să vedem la living room, la sofas și să vedem aici ceva, o canapeluță ușurică, așa, ceva de stat pe ea. Asta este cam de bunici, aș zice, dar dacă îi pui pernuțe, s-ar putea să o faci faină. Ia uite-te, îi punem aici niște pernuțe. Ia să vedem ce alte pernuțe, ceva pernuțe drăguțe, uite astea. Așa. Și ornamente, ce ornamente? Hai să fie așa. Și ce culoare să fie baza? Ce canapea comică! Ia să vedem, cum credeți că dă? Du-te tu! Chestia este că am zis că o să punem o ușă și o să o mutăm, dar credeți că dă bine ușa asta aici sub... Înăuntru nu prea îmi dă bine mie ușa asta aici. Parcă dai cu capul de chestia asta. Așa este, oameni buni. Și sincer aș face aici niște... Aoleu, am închis-o pe Bonita afară. Aș face niște modificări, pentru că aș vrea... Ia uitați, se pot vinde geamurile mai nou. Ia uite. Aș vrea aici la mijloc să punem o ușă șmecheră. Ce ziceți? Dintre aia pe care puteți să o deschidem fain. Ia să vedem la... doors. Dintre astea cele mai mari. Oh, avem uși mari, mari de tot. Oh, asta să fie către terasă. What? Poți să-ți pui ușă colorată? Incredibil! Putem să ne punem ușă roz. Hai de mine, ne punem ușă roz? Hai să ne punem ușă roz. Bă, dar ce, cât de mare e? Oh, stai, cred că nu pot din cauza la luminile astea. Dar chestia este că merităm o ușă roz. Aia ar fi meritat la casa lui Barbie. Ia să vedem, putem să punem ușa asta aici? Oh, mă lasă! Mă lasă, mă lasă, mă lasă. Dar stai să vedem cât de mijloc este aici. Aici e mijlocul. Sper că e aici mijlocul. Da. Hai să spargem aici. Hai să dăm cu barosul. Hai să dăm cu barosul și să punem ușă. Oh my god, am pus o ușă roz. Oh, super tare, oameni buni. Și de aici ieșiți direct la piscină. Haide, Bonita, înăuntru. Hai să punem astea la loc. Oh, le-am vândut din greșeală. Nu mai eu puteam să fac asta. Asta e că nu vreau să vând, vreau să pun. Așa, tu una, un albastru acolo și una roz aici, ca să fie un fel de șmecherie. Băi, deci nu pot să cred că am făcut o ușă super tare. Stai, unde ești? La wall lamps. Ok, asta pe alb și să punem pe verde. Hai că ușa este roz. Treacă de la mine. Ok.
Hai să punem aici. Așa. Deci, ia uitați, ne-am pus o dita mai ușor roz. Mamă, ce fain e, și o să vorim aici cu alb. Bunita poate să meargă pe unde. Acum, chestia este că nu mai avem aici canapia. Asta e toată treaba. Am fi putut să punem o canapia în partea aia. Ai de mine, dar unde punem canapeaua? Mai punem canapea? Dar nu mai punem canapea, știți de ce? Că aici voi o să fiți mulți, o să alergați pe aici și nu mai punem aici canapea. Și facem aici doar pentru mese, știți? Aici pe stânga și în dreapta am putea să punem ceva, două corpuri drăguțe, ceva cu mobilier. Ia să vedem noi la furniture și să vedem. Dar ziceți și voi în comentarii ce părere aveți. Dacă vă place ce am făcut până acum, da? Stai să vedem, găsim pe aici ceva. Dining room. La living room. La shelves. Aici ar trebui să punem niște răftulețe, ceva. Ia să vedem noi ce răftulețe. De genul ăsta, doar că pe alb. Și aici putem să punem noi diferite chestii. Ia. În cap? Cred că sunt cam mari. Dar am putea pune unul... Am putea să punem unul aici. Ia uite-te. Nu, pentru că avem geam. Dar poate mutăm și... Nu, lăsăm așa că e cam simplu și cam frumos. Bun, deci data viitoare, oameni buni, vreau să vă ruim, să-mi spuneți dacă vreți să vă ruim în alb și va trebui să schimbăm și ferestrele, să le punem și pe ele roz. Ar fi ceva șmecherie în pălărie. Da? Punem aici ceva, un covoraș, punem niște dulapuri și mâncare pe masă, să fie multă mâncare. Haideți să o mângâiem puțin pe Bonita. Așa, Bonita, nu uitați să apăsați butonul de cuco like și hai să dăm așa un treat la Bonita. Așa că a fost bună. Ben încă mai este sus, el e la ora de muzică. Cred că face nani, ia uitați. Oh, am făcut puțin niște schimbări acolo la ora de muzică, dar o să vi le arăt data viitoare. Așa că haideți apăsați butonul de cuco like și vă aștept în curând cu un nou episod. Pa!